Da, au terminat de scris, acum merg să înregistreze. Au fost două faze super amuzante. Una dintre ele, Maria era pe gânduri așa și întreabă doamna Eleonora, Marie, la ce te gândești? Și ea spune, nu pot să vă spun, doamna Eleonora. Și a pufnit-o râsul și pe doamna Eleonora, și că te cred, te-am văzut pe gânduri, așa pluteai și m-am gândit să te întreb la ce te gândești. Și Maria îi spunea, nu pot să vă spun, doamna Eleonora. Iar a doua, în timp ce Maria citea acele rosturi, a venit Antonio și a scris-o pe mână, Antonio for life sau ceva de genul. Și după Maria zice, eu uite, acum trebuie să mă spăl și pe mâini, că gen trebuie să registreze. Eu l-aș fi lăsat, na, ca un tatuaj. Au fost, deși se simte că sunt încărcați așa, cred că pentru Antonio e mai mult ceva psihologic, la modul că nu se simte înțeles, simte că este neîndreptățit, simte că nu este corect ceea ce se întâmplă și anume că a încălcat regulamentul pentru că și-a permis să răspundă unui băiat care făcea... care îl trăgea la răspundere, făcea bășcărie de el, de relația lui, de viața lui și așa mai departe. A râs de el că a fost la hor și a permis Antonio să-i răspundă lui Roberto și pentru asta a fost tras la răspundere și anume pus în cursa de eliminare. Sincer și mie mi se pare incorrect, cu cât mă gândesc mai mult, cu atât parcă mi se pare mai incorrectă decizia.